găsirea izvorului de apă din strada Minerilor. E cunoscut sub denumirea de Șipotul din Boiști. Un obiectiv pe care noi ne-am propus să-l modernizăm cu ceva ani în urmă, iată că astăzi a devenit realitate și mă bucur tare mult că am reușit să redăm acest izvor de apă potabilă cetățenilor din cartierul Boștea și nu numai, pentru că am văzut aici cetățeni din aproape toate cartierele orașului Dărmănești venind să îi apă de aici. În primul rând vreau să-i mulțumesc constructorului, îl avem aici, Cătălin, mulțumesc pentru implicare. A fost o idee pe care am pus-o pe hârtie, cred că cu vreo lună în urmă, nu? Și fiica dumnealui, studentă la arhitectură la Iași, ne-a sprijinit cu designul. Mulțumesc și Alexandrei, mulțumesc colegilor din Consiliul Local, pe care îi salut, o parte pentru că au fost de acord să asigurăm finanțarea. Dragi băișteni, de azi încolo să beți apă dintr-un izvor amenajat ca lumea, avem și probele făcute, apa este potabilă. Vă amintiți de momentul ăsta pentru că am pus icoana împăraților Constantin și Elena, icoana hramului de la biserica din Boiștea. O să rog pe părinți, cărora le mulțumesc că sunt prezenți aici în număr mare, să facă un slujbă de sfințire pentru a binecuvânta lucrul pe care noi l-am făcut. Mulțumesc și vă rog! Binecuvântate este Dumnezeu nostru, totdeauna acum și pururea sfântului veșilor. Slavă fie Împărată, cele vindecătorile, Duhul adevărului care pentru tine ne ești pe toate le împlinești, vițierul bunătăților și dătătorule de viață, vino sfântelor zăiește într-un noi și ne părăsește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliești, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliești, mai Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Împărăția, puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu este Domnul și s-au arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-un nume Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-au arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Către scătoarea lui Dumnezeu acum cu surge, să alergăm noi păcătoși și smeriți, și să cădem cu pocăință, strigând din adâncul sufletului, Stăpân, ajută-ne milostivindu-te spre noi. Grăbește că pierim sub mulțimea păcatelor, nu întoarce de robii tăi de șerți, pe tine singură nădejde te-am câștigat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Nu vom tăcea născătoare de Dumnezeu, pururească neputerile tale noi nevrednice, că de n-ai și statul înainte rugându-te, cine ar fi văzut până acum din voi, sau cine ar fi văzut până acum din voi, vă vădește-n robii tăi și robii tăi, să primești de tu izbărăște robii tăi, pururea, din toate nevoile tale. Ca să nu pierim pe până te îndoim într-o tine și să ne mântuim prin tine din nevoie, să tu ești mântuirea neamului creștin.
să ție slavă lăsăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pe vecilor. Care faci minuni fără de nume.
Preasfântului Totul sfințește apa aceasta. Amin. Și acum trimite harul Preasfântului și bunul de viață Făcătorului tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Și fă-o cu puterea Duhului Sfânt să fie robii tăi care vor gusta din ea și o vor lua să zăvârșesc sub pisca, alinarea durerilor, spiertarea păcatului, spre depărtarea tuturor relor, spre tărie, spre vindecare, spre sfințirea caselor. Că s-a binecuvântat și s-a preazlăvit pe acest de mare cuvință numele tău și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Celor ce cu credință primesc binecuvântarea ta prea curată. De Sfânta Evanghelie cea de la Ioan citire. Să luăm aminte, zisa Domnul, oricine bea din apa aceasta va înseta iarăși, dar cel care va bea din apa pe care o voi da eu, nu va mai înseta în viață, pentru că apa pe care o voi da eu, se va face de apă curgătoare, spre viața veșnică. Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cel ce crede în mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din lăuntru lui. Iar aceasta a zis-o de Duhul pe care l-aveau, să-l primească cei ce cred în el. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul! Toate câte ai voit, ai făcut în cer și pe pământ, și în toate adâncurile. Tu ai zidit marea și ai întemeiat pământul pe ape. Ai deschis păraie în munți și izvoare în mijlocul câmpiilor. Tu aduni apa întunecoasă în norii văzduhului și o revești peste fața întregului pământ, adăpând munții din cele mai de deasupra ale tale. Glasul tău este ca un glas de ape multe, ca vuietul mării învolburate. Tu ai adus de mult potopul asupra pământului și deschizând izvoarele adâncului și ale cerului, ai pierdut tot trupul cu apă. Dar tot în Iordan ai sfințit apele și ai rânduit nașterea noastră din nou din apă și din duc. Tu pe Faraon, cu puterea lui, i-ai înnecat în Marea Roșie și tot tu ai despicat stânca în pustie și au curs ape și ai adăpat poporul tău ca dintr-o adâncul mare de ape. Tu ai prefăcut în sânge râurile Egiptului, iar la mera apele amare le-ai schimbat în ape dulci, bune de băut. Tu, Doamne Dumnezeul nostru, cu puterea ta, pedepsești tot cu izbăvești. Tu seci râurile și pământul roditor îl faci să sară din pricina, îl faci sărat din pricina răutăților locuitorilor lui.
morfologie, morfologie aducându-ți după datorie, ne rugăm ție și te chemăm, binecuvântătorule, dăruitor de mari daruri neamului nostru omenesc. Auzi-ne pe noi, Doamne, și trimite binecuvântarea ta ca pe o ploaie din cer. Binecuvintează-ne pe noi și aceste lucrări folositoare ale mâinilor noastre. Tu ești cel ce de afacerea lumii ai adunat apele la un loc, poruncește și acum ca aceste ape să fie spre folosul și propășirea poporului tău și, precum zice Scriptura, prin apa aceasta câmpurile să se veselească, iar în locuri lipsite până acum de apă să crească pom și verdeață, să se zidească locuințe, să se semene ogoarele, să se sădească vii spre hrana celui lipsit și se va umple tot pământul de mila ta, Doamne, că Tu ești izvorul vieții, cel ce ne dăruiești apa cea vie, cel ce se revarsă spre viața veșnică și Ție aducem rugăciune și înălțăm slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne, Dumnezeu slavă, Părintea Toțitor, Dumnezeu s-a avocat din pomul vieții, cel din mijlocul raiului, închipui mai înainte crucea cea de viață făcătoare, a unui născut Fiului Tău și în locul pomului neascultării prin gustare din care șarpe cea ta obligian pe strămoșii noștri, că-i cu tot neamul omenesc i-a zgonit din ai și moarte i-a adus, a dorit nou semnul crucii tale și preciții noastre spre vederea Dumnezeului nostru, care pe care iubitul Tău fiu pironit, fiindcă a murit și cu moartea pe moarte omorât și toată puterea diavolului a sfărâmat și viața lui mi-a dăruit. Iar bisericii sale armă nebiruită, sfințire și acoperământare, credință, întărire, izbăvire de toate cursurile diavolești și nedejde tare spre mântuire. Pentru aceea și noi, robii Tăi, un dar învrednicindu de multă mila Ta, mulțumitor fiind cinste și mulțumire și smerite închinăciune aducem slavei Tale și cu mință ne rugăm să cauți cu milostivire spre acest semn al crucii, spre icoana aceasta pusă închinată sfinților Constantin și Elena, pe care robii Tăi cu o sârdă din credință cea tare, din dragoste către Tine au făcut-o, spre însemnarea biruinței Fiului Tău, Domnului nostru Iisus Hristos, cea răscumpărării și a mântuirii noastre. Așa Te rugăm pe Tine, prea Sfinte Stăpâne, pentru Sfintele Tale pătimit și pentru vărsarea Sfântului Sânge și moartea cea făcătoare de viață unui născut Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, pe care cu sfatul Tău ai Dumnezeul Tău, al Tatălui cel fără de început, al prea Sfântului Tău Duh de bunăvoie, este mântuirea noastră pe lemnul crucii l-a suferit, ci prin aceasta lemnul crucii, care erau arecând întârzare făcătorul de rău și celor ce greșeau, l-a arătat a fi binecuvântat, sfânt de viață, dătător și zbăvitor celor ce greșesc, pe care și cu rugăciune ți-i aducem, trimite acum harul prea Sfântului Tău Duh peste crucea aceasta și binecuvintează și pe icoana aceasta a Sfinților Împărați Constantin și Elena, iar poporul Tău să fie acoperit în putere, credință tare, întărire, nădejde, nădejde, sprijinire spre războaie, biruință și sporirea toate faptele cele bune. Și tuturor cei ce se vor închina ție înainte acestui semn și rugăciune vor aduce, să le fim milostiv ascultător și îndurător împlinitor a tuturor celor ce se le mântuire. Și precum prin cruce lumea izbăvit de osânda păcatului, așa pe robii Tăi care cu credință din suflet aduc acest semn al crucii cu puterea crucii iubitului Tău Fiu, pururea biruitor asupra păcatului, asta fi ale fi dăruiește toate bunătățile Tale cele pământești și cerești. Și prin cruce totdeauna spre binele poți credincioși povățindu-i la împlinirea cununilor cerești, că Tu ești izvorul sfințirii gătător bogat al bunătăților. Și Ție slavă Ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, Dumnezeul nostru, caută acum cu milostivire spre rugăciunea noastră a smeriților și nevencilor Tăi slujitori. Primite harul prea Sfântului Tău Duh peste undelemnul acesta și îl sfințește ca să fie spre sfințirea izvorului acestuia și spre alungarea tuturor puterilor celor potrivnice. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnul pentru Tine, noi că cu o sârdie s-a mântuit Jesus.
Așa cum spune Mântuitorul Iisus Hristos, din apa cea vie.
Este un motiv de mare bucurie, mai ales că s-a făcut această reamenajare și gândirea domnului primar a fost să fie o troiță la care să vină fiecare să se adapte, să adapte din apa aceea vie care dă viață și sănătate. Mulțumim din suflet pentru efortul pe care l-ați făcut, ne-ați făcut o surpriză, mai ales pentru că v-ați consultat la sfârșit cu noi, surpriza deja era făcută și în ultimul moment a zis: părinte, noi vrem să punem și să marcăm acest monument, această troiță, cu o icoană care să fie reprezentativă pentru această zonă. Iar pentru noi de aici, din cartierul Boiștea 1, Sfinții Împărați Constantin și Elena, care poartă catedrala, care poartă acest sfânt hram, sunt ocrotitorii noștri și de aceea toți cei care vor trece pe aici, cred că de acum înainte vă vor pomeni, vă pomeni și până acum, vă vor pomeni de bine pentru lucrul pe care l-ați făcut, de să faceți o placă comemorativă, să trecem, pentru că noi istorici lăsăm urmele acestea și când trecem pe aici să știm că în 2022, pe 14 octombrie, de Sfânta Cuvioasă Parascheva, s-au terminat aceste lucrări frumoase la acest așezământ și să fie ca bunul Dumnezeu la toate cele bune pe care le gândiți pentru urga noastră, să vă dea Dumnezeu mult spor, să face și mai mult decât se poate și să vă dea Dumnezeu multă sănătate, pentru că aceasta este cea mai importantă în gândirea noastră de zi cu zi. Felicitări pe acest moment și mulțumesc din suflet pentru aceste daruri pe care le faceți nouă comunității, împărtășind această bucurie cu toți cei care sunt prezenți aici, împreună cu părinții coslujitori. Dumnezeu să vă ajute în tot ceea ce faceți. Și Sfânta Cuvioasă Parascheva să vă fie o plăcitoare. Mulțumesc foarte mult. Este o lucrare pe care noi, așa cum spuneam la început, ne-am dorit-o încă din 2017-18. O făceam mai repede, stat întâi să terminăm asfaltarea. Iată că pe lângă acest izvor amenajat, pe lângă această troiță pe care am făcut-o, aș putea aminti că am asfaltat această stradă care arăta jalnic cu ceva timp în urmă și dacă vorbim de amenajarea străzii minerilor, vreo 2 km și ceva de asfalt cu tot ce înseamnă, astăzi am reușit să finalizăm și să sfințim și acest izvor. Lucrările nu se opresc aici, pentru că puțin mai la vale, de unde suntem noi, pe strada Stejarilor, și astăzi am fost acolo, se lucrează în toi și cred că luni vom pune primul strat de asfalt. A fost o promisiune a mea făcută în primul rând cetățenilor din cartierul Boiștea, că în acest mandat vom reuși să asfaltăm toată Boiștea și iată că lucrurile merg în direcția bună. Dacă Dumnezeu ne ține sănătoși, sper ca săptămâna viitoare să terminăm și cu asfaltul pe strada Stejarilor și să facem aceste lucruri înspre binele oamenilor, pentru a crește nivelul de trai pe fiecare străduța noastră și omul să se simtă mult mai apropiat de nevoile și condițiile din 2022. Sunt multe proiecte pe care le avem în derulare, dar în primul rând aș vrea să mulțumesc cetățenilor din Bermănești, pentru că fiecare, atunci când vă plătiți taxele și impozitele, contribuiți în mod direct la realizarea acestor obiective. Aceste lucruri sunt din bugetul local, sunt din banii dumneavoastră și fără acești bani n-aveam cum să facem aceste lucruri. Deci, în primul rând, mulțumesc cetățenilor din Bermănești care au înțeles că trebuie să-și achite acele taxe, impozite ce are, și iată că noi întoarcem din aceste taxe și impozite o parte din ele prin aceste lucrări pe care le facem. Mi-aș dori tare mult ca ceea ce părinții au sfințit astăzi aici să dăinuie și aveți de azi înainte responsabilitatea, în special cei de aici din cartierul Boiștea, să păstrați aceste bunuri pe care noi le-am făcut. Sigur că noi avem sisteme de monitorizare, camere și așa mai departe, dar nu cred că asta e important să urmărim noi să nu se distrugă. Și dumneavoastră să păstrați aceste bunuri, pentru că au fost făcute prin sacrificiu tuturor celor
din Dărmănești și asfaltul și, eu știu, amenajarea izvorului și ce va mai veni de aici încolo. Și lucrările de la biserică care sunt în dinamică, într-o continuă dinamică și în desfășurare. Și eu cred că poate anul viitor sau maxim 2 ani vom vorbi și de un complex, așa cum a spus părintele, de servicii sociale, un așezământ cultural și nu numai, o casă mortuară la catedrala care poartă hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena. Sunt multe lucruri pe care le facem, dar le facem împreună. Mulțumesc, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, mulțumesc părinților pentru frumoasa slujbă, mulțumesc că ați venit împreună toți aici astăzi. Știu că ați avut o zi plină de activități la bisericile pe care le păstoriți, dar așa dăm dovadă de unitate. Împreună cu preoți, împreună cu cetățenii, împreună cu, eu știu, colegii din Consiliul Local, în echipă suntem mult mai puternici. Încă o dată mulțumesc pentru frumoasa slujbă, Doamne ajută, și nu uitați să păstrați cei din cartierul Boiștea tot ceea ce am făcut noi, așa să arate și peste 10 ani și peste 20 de ani, pentru că este un lucru făcut din dragoste și cu mult efort. Mulțumesc foarte mult!